mulțumindu-i pe neascultând de seara asta la colindat. Aveți două light motivuri de obicei în cuvintele pe care le spuneți. Unu, familie. Doi, împreună. Așa că în seara asta am ales să vă colindăm toate asociațiile sau reprezentanții din toate asociațiile de tinere care sunt în eparhia în fața căreia stați și în jurul căreia noi ne adunăm. Vă mulțumim că ne-ați primit să ne adunăm în jurul dumneavoastră și în această seară și anul viitor. Lăudați să fie Iisus! Să vă gândiți la pisică oricum care le trebuie. Mă întreba unii ani de ce l-am adus pe Dodor acum. Mai vreau să spun ceva? Ia! Exact asta era ideea și cred că avem oameni nevoie de oameni care pun împreună, care stau împreună, care creează comuniune. Fiindcă asta e biserica. Nu suntem, indiferent că suntem aici sau în Argentina, 1 milion de oameni pe străzi și noi aici o mână de oameni, suntem în Biserica lui Hristos, în Biserica Catolică și asta e frumusețea, asta înseamnă Biserica Catolică, Biserica Universală, o comuniune care se extinde dincolo de granițe. Cu atât mai mult dincolo de granițe mărunte din continent sau din țară sau din alte realități. Și de aceea îi mulțumesc Părintelui Dodo pentru ce face. Știu că face mult mai mult decât atât. În scurt timp ne va invita și la un cenacul literar, dar asta e secret, nu vă spunem încă. Momentul din seara asta, sigur, colindere în general, dar momentul din seara asta mă fac un episcop fericit. Fiindcă există momente, ca și în viața noastră, ca și în viața voastră, există momente fondatoare, cumva, care ne aduc aminte de lucrurile esențiale, importante din viața noastră. Și nu contează că, de fapt, nu toată viața e făcută din momente astea, de genul ăsta. Fiindcă știm că viața e făcută și dintr-un tram-tram, și din chestii obișnuite, și din chestii care le facem, fiindcă trebuie să le facem. Dar sunt importante momentele alea, momentele astea. Și în viața voastră, momentele, nu știu, în care în rugăciune ați simțit într-un mod aparte prezența lui Dumnezeu, sau ajutorul Maicii Sfinte, sau citind Sfânta Scriptură un cuvânt v-a atins mai mult, sau cântând ceva ați simțit o comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele. Și alea sunt momentele importante. De momentele alea, din momentele alea făcea și face Maica Sfântă un tezaur. Fiindcă Sfânta Scriptură știți că repetă de multe ori în primele pagini când vorbește despre Maica Sfântă, că Maica Sfântă păstra în inima ei toate acele momente. Astea sunt momente importante. De aceea și pentru mine astăzi este un moment important. Fiindcă dacă nu sunt momentele astea, dacă intri un pic în tram-tramul de care vorbeau în obișnuință, vezi dificultăți din episcopie, dificultăți și cu preoții, și cu toate... Da, către mine. Da. Nu-i bine să exagerez cu la... dar vezi dificultăți. Vezi dificultatea pe care, repet, o vedem cu toții la fel. Că sunteți studenți, că aveți o familie, că sunt dificultăți și probleme care ne copleșesc câteodată. Dar ca să vedem lucrurile cu adevărat, e ca atunci când avionul iese din nori, când capătă înălțime și este de nori și vezi că, de fapt, e soarea deasupra, nu? Sunt norii și așa. Sunt și norii, dar că soarele strălucește cumva deasupra. Și avem nevoie de momentele astea. De aia sunt importante și nu sunt doar tradiție. Că așa e frumos să vii să-l colinzi pe episcop sau să-l colindați, fiindcă așa e tradiția la noi. Sigur, așa e tradiția. Dar e ceva mult mai mult decât o tradiție. Și anume, aducerea aminte a bucuriei din viața noastră. Astea sunt momentele care ne spun cum suntem noi cu adevărat sau cine suntem noi cu adevărat. După aceea ne reîntoarcem la ritmul nostru, dar periodic, ciclic, biserica ne aduce aminte și trecem prin aceste sărbători, e ca și cum înotăm și ieșim la lumină și tragem o gură de aer și după aia continuăm. Cam așa sunt momentele astea. O gură de oxigen extrem de necesară într-o situație complexă, cum aminteam de multe ori, cu războaie, cu pandemii, cu crize și așa mai departe, riscăm să fim sufocați, ca și cum totul e negru, totul e întunecat. Nu e deloc așa. Iisus, soarele nostru, Iisus, pacea noastră, Iisus, bucuria noastră, e prezent aici, acum, în mijlocul nostru, bineînțeles. N-o spune eu, spune El. Iată, eu sunt cu voi în fiecare clipă, până la sfârșitul veacurilor. Dar e important să ne aducem aminte unii altora și de aceea l-am felicitat pe și mulțumesc Părintelui Dodo că reușește să vă pună împreună, așa cum a adus aminte din
multe zone și ca episcop la fel trebuie să fac și eu din multe realități, din multe județe, din episcopia se întinde pe 4 județe, sunt sensibilități diferite, fiecare simte lucrurile într-un fel sau altul și poate nu neapărat cum le simt eu. Și după aceea la nivel de biserică sunt episcopii diferite și după aceea la nivel și mai mare sunt țări diferite, dar esența noastră sau adevărul identității noastre este că toți suntem în comuniune. Și dacă facem ceva să rupem comuniunea asta, greșim profund. Așa cum dacă rupeți prietenia dintre voi, nu contează motivul. Fiindcă aici din nou trebuie să ne aducem aminte că există o dreptate a fiecăruia dintre noi. Și zic, eu am dreptate sau eu are dreptate, dar nu contează atât de mult acest lucru. Cât dacă pentru dreptatea mea rup comuniunea dintre noi, am greșit profund. E acea povestioare cu doi călugări care erau împreună, nedespărțiți, se rugau împreună, comuniune perfectă și diavolul nu știa cum să-i împartă, cum să-i desparte, cum să-i... Și la un dat ei văd o pasăre și cel rău, unul arată un porumbel, altuia o cioară, să zicem. Și ei încep să spună ceea ce văd. Fiindcă asta e problema cu dreptatea noastră. Că dreptatea noastră, atunci când eu cred că am dreptate, e bazată pe simțuri. Pe ceea ce văd, pe ceea ce aud, pe ceea ce am înțeles. Și apropo de telefonul fără fir, când pleacă un cuvânt și ajungem la cu totul altceva. Și ei se despart, fiindcă ei, fiecare dintre ei crede că are dreptate și că celălalt are ceva cu el. Până când, prin harul lui Dumnezeu, își dau seama că a fost de fapt o capcană a celui rău și sunt din nou împreună și își dau seama că de fapt ceea ce contează e comuniunea, nu cine are dreptate sau cine crede că are dreptate. Și de aceea vă invit la această comuniune și la fi împreună de care vorbea Părintele Dodo și la care ne-a invitat Sfântul Părinte când a venit în țară. Și ne-a spus să mergem împreună și ne-a invitat și Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. La un moment dat, prea fericitul povestește că i-a cerut un sfat, un cuvânt pentru biserică și a zis, măi uniților, fiți uniți. Cam asta cred că e sărbătoarea Crăciunului. Momentul în care suntem împreună în jurul ieslei din Betlehem, în jurul pruncului Iisus și fie că suntem păstori, fie că suntem magi, fie că suntem îngeri, ca și voi în seara asta care cântăm frumos, fie că nu știm să cântăm noi, de aici nu prea ne-am dat drum, așa numai în surdină, când era toba tare, atunci puteam să mai intervenim și noi. Dar felicitări și pentru felul în care ați cântat, dar și pentru felul în care v-ați armonizat. A fost o legie serioasă, aveam toba, clopoțelul, toți ați intrat perfect la momentul la care a trebuit să intrați. Și asta înseamnă comuniune și a fi împreună și v-aș invita să transferați cumva experiența de a cânta împreună la experiența de a cânta împreună ca și biserică, de a nearmoniza, de a nu fi unul cu o voce, altul cu cealaltă voce, ci vocile noastre toate sunt parte a armoniei care trebuie să fie creată în biserică. Mulțumim și mulțumesc și surorilor și Maicii Teodorina și sorii Ștefania și tuturor surorilor care ne-au primit, m-au primit și pe mine și pe voi aici ca să colindăm împreună și să simțim bucuria și harul Crăciunului. Lăudați-vă Iisus și ascultăm Iisus. Vreți să aplaudăm până...